Data trecută v-am zis că la acest subiect voi răspunde foarte simplu, că nu m-au sunat nimeni și nu m-a căutat. După cum știți, acum, ieri am avut o întâlnire cu cei de la Federație, dar pe care n-aș fi vrut să o am. Am zis că aș vrea să termine campionatul, să vorbim la final, dar au insistat, plus că patronul a fost informat. Fără știința patronului nu puteam să mă întâlnesc. Am vorbit cu ei și acum, pentru mine, subiectul e încheiat în momentul ăsta, pentru că mai sunt 5 meciuri și nu e normal să vorbim despre mine, pentru că, pe urmă, dacă pierde CFR, o să se zică că eu n-am fost concentrat sau am distrus echipa sau jucători. Eu sunt concentrat 100% la CFR, 5 meciuri, am contract 3 ani, acum nu mai depinde de mine, depinde de club, de patron. Asta pot să spun despre acest subiect, orice altă întrebare o să zic next question, deci nu mai mă întrebați, că degeaba mă întrebați. Degeaba întrebați, că nu răspund la niciuna. Eu sunt aici la pupitru pentru că sunt antrenorul CFR-ului. Mâine am meci. Orice altă întrebare nu mai mă interesează decât despre meciul de mâine. Nu pot să spui când și vor ajunge la nivelul ăla pentru că e greu. Poate mâine ajunge, poate într-un an ajungem bine. Fotbalul nu e o știință exactă. Fotbalul, mingea e rotundă mereu, dar știm problemele care le are România, nu numai la nivel de echipă națională, la nivel de campionat, la nivel de cupe europene. Suntem în urmă, pierdem teren, din păcate, în toate punctele de vedere și nu știu ce putem face pentru a redresa. E o chestiune complexă care mereu e pusă la toți antrenorii, se dezbate, dar parcă în loc să mergem înainte, noi mergem înapoi. Sperăm odată și odată să ne revenim și noi să fim cum eram înainte, adică în fruntea fotbalului din Europa mai ales.